Dumneata, recent ai compus o operă literară. Recunoști? Recunosc. În lucrarea dumitale există un fragment în legătură cu care aș vrea să fac unele observații și propuneri de îmbunătățire. Astfel, la pagina 67, alineatul 2, un personaj, secundar adevărat, zice: am rupt la lozuri în plic până am făcut bășici la dește și singur câștigător a fost cu mai trage odată. Să mai trag odată cu ce? Cu pușca. Întrebarea numărul 1. Ce semnificație are această replică? Întrebarea numărul 2. De ce v-ați oprit tocmai la un aspect negativ, nesemnificativ, când recent o tânără gospodină din județul Buzău a tras la loz în plic un trabant? Întrebarea numărul 2 și jumătate. De ce nu vă repeziți până în județul Buzău, că nu e departe, să stați de vorbă cu femeia, să scriți frumos despre ea, că vă asigurăm noi transportul? Întrebarea numărul 3. De ce spuneți că lozurile în plic fac bășici la degete? Ca să dați de înțeles că hârtia pe care sunt tipărite nu e de bună calitate. Eu te rog foarte mult să revizuiești acest fragment. Până la Jirovăț, da. Câte parale face? 380 sobrei de două. V-am aferit Dumnezeu. Că ziceați? 380! Domn șef, domn șef. Da? A zis Cocoana că 500. Auzi? N-ai vrea să iei unul până la Emoasa? 509 lei? Ce să cauți dumneata la Jirovăț? Păi am niște opiri de vânzare și la Jirovăț am un cumătru de are prăvălie. Și vreau și să... la Emoasa n-ai niciun cumătru? Ba, am și acolo, eu de felul meu sunt... Da, atunci iei un bilet până la Emoasa, 509 lei. 509? 509. Păi, dar eu am treabă la Jirovăț. Nu-i nimic. Te dai jos la Jirovăț, îți faci treburi, pe urmă dimineața te sui în tren și te duci la Emoasa. Păi, dar ce să fac eu la Emoasa? Te rog din suflet să taci un pic. 5 minute! 4, 3, 1 minut! Taci un pic și dăm de mâncare. Cât e un minut? Tic-tac! Și-a trecut. Era și un cântec. 1 minut, tic-tac, și-a trecut. Tic-tac? Cântecul nu spune tic-tac, ci tic-tac. Așa. Hai să-l cântăm împreună. 1 minut, tic-tac eu, și 1 minut, tic-tac tu, și în timpul ăsta îmi dai de mâncare. Bonjour! Sună. Tot îți mai... forțurâtul prin cele meleaguri, conașule. Ui, ui. Vine departe târgucela unde ești cu învățătura. Ui, departe. Să tot fie vreo 1000 de poști. Oh, mult mai mult. Și la ce te-ai gândit de te-ai înstrăinat așa? N-ai aici de toate. Să le mănânci cu lingura și tot să mai rămâi. Acolo e altceva. Da, umblați, conașule, că noi o munci înainte. Mă, ce-s că tu fii ici? Adică vreau să spun ce faci aici. Adun fân. Cum se spune la asta cu care strânge fân? Chiar i-ai uitat numele? Nu mi-aduc aminte. Ia mai gândește-te că nu se poate să nu-ți fi rămas în cap un locșor și pentru vorbele cu care ai crescut.
Nu, zău, nu mi-aduc aminte. Au revoir. Era aia furisită de greblă. Așa-i zice.